Salut, sunt Martina Rus și le-am alături de mine Vulescu, cu mijlocașul gazului metan. Ce mai faci, Paul? Ce să fac? Acum am terminat și eu antrenamentul și am acceptat invitația ta de a veni și a vorbi pentru cei care se uită la blogul Nova. Cum ai trecut de sărbători? Da, am petrecut sărbătorile în familie, acasă. A fost foarte frumos. Sărbătorile de iarnă, după părerea mea, sunt cele mai frumoase. Cu ce te mai ocupi tu în afară de fotbal? Nu prea mai rămâne foarte mult timp, pentru că am un program foarte încărcat. Avem antrenamente în fiecare zi. La sfârșitul săptămânii avem meciuri. Când au colegii mei liberi, eu majoritatea timpului am fost convocat la Naționala de Tineret. Când apuc, îmi place foarte mult să dorm. Pentru că în timpul săptămânii mă trezesc destul de devreme, avem antrenamente, iar în timpul liber și după meciuri obișnuiesc să dorm cam mult. E, dormit, dar mai și faci tu altceva, probabil. Mai asculti muzică, mai vezi un film. Da, și normal, nu pot să dorm tot timpul. Mai ascult și eu o muzică, mă mai uit la un film, îmi place foarte mult să mă uit la filme. Ce fel de filme îți place să vezi? Îmi plac foarte mult filmele, desenele animate, ca să spun așa, filmele genul animație. Animație. Da, da. Poți să ne și recomanzi o animație care îți place ție în mod special? Mi-a plăcut foarte mult seria Ice Age. Ultimul film animație pe care l-am văzut a fost Up, un film foarte frumos. Bine, puțin pentru copii, dar mie mi-a plăcut. Deranjează pe cineva că ai o pasiune care seamănă cu cea a copiilor? Nu, de ce să deranjeze? Asta este pasiunea mea, nu poate nimeni să mă oblige să mă uit la altfel de filme sau să fac altceva. Muzică. Ce fel de muzică asculți? Înainte de meciuri ascult muzică de club, iar în rest, când plecăm în deplasare sau când am în timpul liber, ascult orice fel de muzică, mai puțin manele și rock. Așa. Dacă ar fi să ne gândim să ne recomanzi o trupă sau o formație care îți place ție în mod special, cine ai recomanda? Formație de ce fel de muzică? Ce vrei tu? Ceva pentru, hai să spunem înainte de meci. Înainte de meci? Nu, înainte de meci ascult muzică de club. Îmi place foarte mult DJ Vali Bărbulescu. Mm-hmm. Român de-a nostru. Român de-a nostru, da. Românii sunt cei mai buni. În tot? Da, și normal, în tot. Dacă sunt de români, trebuie să ne lăudăm. Tu cu ce te lauzi? Eu nu știu cu ce aș putea să mă laud. La faptul că la 21 de ani joc fotbal într-o echipă de Liga I și la Naționala de Tineret, cred că cu asta mă pot lăuda. Da, într-adevăr, e o performanță. Da, am reușit să termin și liceul, sunt și la facultate. Felicitări! Mulțumesc frumos! Haideți să revenim puțin la o zonă apropiată fotbalului, cantonamentul. Cum e în cantonament? Ce faceți voi în cantonament? Nu prea știm noi prea multe detalii. Cantonamentele dintre tur și retur sau dintre campionate este mai puțin mai greu, pentru că sunt campionate mai lungi, durează și... Am stat anul trecut în Turcia 3 săptămâni. Este foarte greu să stai departe de casă, de familie. Ne mai pierdem și noi timpul cu internetul, ne mai uităm la un film, mai povestim cu colegul de cameră, facem orice ca să treacă timp. Năzbătii? Nu prea putem să facem. Bine, ne mai avem și noi momentele noastre când devenim copii. Ce ți-a plăcut cel mai mult într-un cantonament în care ai fost? Sau ce țară sau ce loc ți-a părut mai... În Turcia îmi place foarte mult. Mă simt foarte bine de fiecare dată când mă întorc în Turcia. Unde te vezi tu peste 10 ani? Peste 10 ani? Nu știu unde. Sper să mai joc fotbal peste 10 ani. Asta e cea mai mare dorință mea. Familie, copii, îți dorești? Da, și normal. Îmi doresc să am doi copii, să am și eu o familie, însă deocamdată sunt tânăr și nu mă gândesc la așa ceva. Gândește-te pentru următorii 10 ani. Deci doi copii. Da, da. O fată și un băiat. Programat, bun. Ce vroiam să te mai întreb legat de viața personală? Cum ar trebui să arate persoana pe care tu să o placi extrem de mult sau să-ți fie potrivită ție?
Nu știu, în primul rând, la meseria mea am nevoie de foarte multă înțelegere, încredere, de sprijin, pentru că ai momente, uneori când te simți singur, ai nevoie să vorbești cu cineva și este foarte greu. Și caracteristici fizice? Te-ai gândit la... Nu. Caracteristici fizice, nu. Nu cred că asta contează cel mai mult. Dacă ar fi să le transmiți un mesaj bloggerilor medieșeni sau celor care vor vizita blogul nostru Nova TV Mediaș, ce ai le-ai spune? Le-aș spune să intre mereu pe blogul vostru, să aibă încredere în voi pentru că faceți o treabă foarte bună. Așa, vă mulțumesc mult. Mulțumesc și eu. Succes în continuare. Mersi și sper să vii doar cu vești bune. Da, cu siguranță. Mersi frumos.